Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect. Vom face acest glob. După cum vedeți, globul meu este din plexiglas, este acel glob transparent. Are diametru de 10 cm. Acesta este neîmbrăcat. O altă variantă, în cazul în care nu dispuneți de acest glob, este de a face lucrarea și de a-l apreta pe un balon obișnuit. Însă eu am preferat aceasta pentru că este în trend. Acum se poartă foarte mult aceste globuri decorate. Pentru lucrarea noastră vom folosi firul de bumbac și croșetul cu numărul 1,05. Nu știu dacă se vede foarte bine, dacă focalizează bine camera. Vom începe lucrând un număr de 8 ochiuri de lanț. Veți vedea că lucrarea în sine este foarte ușoară, este adaptată dumneavoastră, doamnelor începătoare. 4, 5, 6, 7, 8 ochiuri de lanț. Acum vom intra în corespondența primului ochi de lanț și vom închide totul cu fir alunecat. Capătul de fir îl vom lua cu noi și în interiorul acestui cerc format noi vom lucra un număr de 12 piciorușe scurte. Eu am lucrat deja două, cel de-al treilea și vom continua până când vom avea 12 piciorușe scurte. După ce am lucrat aceste 12 piciorușe scurte, vom intra cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt și vom închide lucrarea. Din acest moment, eu voi lucra un număr de 20 de ochiuri de lanț. Am 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de ochiuri de lanț. Acum vom intra în următorul picioruș, deci în piciorușul scurt cu numărul 2 și vom închide totul cu un picioruș scurt și vom continua 20 de ochiuri de lanț, 3, 4, 5, vom continua singure. Am lucrat următoarele 20 de ochiuri de lanț, voi intra în următorul picioruș scurt, voi închide totul cu un picioruș scurt și voi continua cu cele 20 de ochiuri de lanț. În acest mod vom lucra de jur împrejur, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 astfel de rapoarte, să le numim. Deci 12. Am ajuns la capătul rândului, aici este numărul 12, vom închide cu un picioruș scurt în corespondența primului picioruș scurt de unde am plecat cu primele ochiuri de lanț. Deci aici am lucrat un picioruș scurt și acum, așa cum vă spuneam, avem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Din acest moment, scuzați că mi-a alunecat croșetul, cu fir alunecat, noi vom ajunge în vârful primului raport. Deci vom face încet, încet, fir alunecat, cu atenție, nu trebuie să ne grăbim. Vom continua. Mie mi-a plăcut foarte mult acest glob. Chiar îmi doream să fac un astfel de tutorial și uitați-vă că am ajuns aproximativ în vârf. În acest moment,
Eu voi intra și voi face un picioruș scurt, astfel că voi stabiliza aici lucrarea. După care voi continua cu trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet, cel de-al treilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, după care în interiorul aceluiași raport voi continua cu alte trei piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. Eventual, dacă este nevoie, le aranjăm un pic în felul acesta. Scuzați. Scuzați întreruperea. Acum vom lua firul pe croșet. Deci, după ce am lucrat în primul raport, luăm firul pe croșet, intrăm în următorul și vom lucra din nou trei piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea, două ochiuri de lanț de separare, urmat de trei piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea, după care intrăm în următorul raport. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Așa se va prezenta acest rând. Am ajuns la capătul rândului. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. După care, rândul următor va fi exact la fel cu acesta. Însă, mai întâi, cu fir alunecat, vom ajunge în corespondența celor două ochiuri de lanț. Aici vom lucra trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Vom face cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cele două ochiuri de lanț de separare și continuăm cu cele trei piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. De data aceasta este mai ușor rândul. 1, 2, cel de-al treilea, firul pe croșet și vom trece direct în următorul spațiu. Aici vom lucra în același mod. 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea, 2 ochiuri de lanț de separare, 1, 2 și continuăm cu următoarele 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Deci astfel lucrăm până la sfârșitul rândului. Ceea ce am lucrat până acum se prezintă în acest mod. Și am ajuns și la capătul acestui rând. Îl vom închide în același mod cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat vom ajunge în spațiul format din cele două ochiuri de lanț și aici, ajunse, vom lucra trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, lucrăm cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu. Ajunse în acest punct, noi vom forma o serie de trei picoturi. Deci voi începe 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Mă voi întoarce în primul și voi forma primul picot. Continui 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Mă voi întoarce în primul ochi de lanț și voi forma cel de-al doilea picot. Am folosit noi în lucrările noastre picotul și acum cred că știți cum se lucrează, iar acum îl voi
forma pe cel de-al treilea. După ce am format cele trei picoturi, voi închide totul cu fir alunecat în corespondența piciorușului cu numărul 4, deci acelui de-al patrulea picioruș dublu. După care continuăm cu trei piciorușe duble în corespondența acelui spațiu. Avem 1, 2 și cel de-al treilea picioruș dublu. Deci ceea ce am lucrat până acum se va prezenta așa. Continui cu trei ochiuri de lanț. Deci avem 1, 2, 3. Iar aici, între aceste două rapoarte, voi face un picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Firul pe croșet și voi intra în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț și lucrez cele 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, cel de-al patrulea. Deasupra acestui picioruș cu numărul 4 voi forma cele 3 picoturi, 1, 2, continui cu cel de-al doilea, 2, cel de-al treilea, 2 și 3 ochiuri de lanț. Deci am format și cel de-al treilea picot și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența piciorușului cu numărul 4. După care voi continua lucrând cele 3 piciorușe duble pentru a închide această parte, 1, 2, 3, acum lucrăm cele 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și vom continua pe întreg parcursul rândului în acest mod. Am ajuns la capătul rândului. Acum voi face cele 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, piciorușul scurt și voi continua cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Aceasta ar fi una dintre părți. Am lăsat croșetul aici, după cum vedeți. Vom avea nevoie să realizăm două astfel de părți. După ce le-am realizat ambele, va trebui să formăm ornamentul nostru. Eu voi lua globul, voi pune această parte aici deasupra, încet, cu atenție, îl voi fixa în felul acesta. După care eu voi continua și vă arăt cum, să vedeți cât de ușor vom îmbrăca acest glob. Voi merge cu fir alunecat și voi ajunge în corespondența picotului cu numărul 2, deci cel care este aici în vârf. Doar de data aceasta va trebui să mergem cu fir alunecat, pentru că mai apoi totul va decurge foarte, foarte ușor. Ok. Ajung aici în vârf. Într-un mod sau altul trebuie să ajungem. Am ajuns. Ajuns în picotul cu numărul 2, voi începe să lucrez 1, 2, 3.
Pot să scot un pic de aici. Deci am 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț. Îl voi da un pic deoparte. Puteți proceda la fel și dumneavoastră. 10 ochiuri de lanț. În acest moment voi lua cea de-a doua parte, vedeți? Voi intra în picotul din mijloc și voi face un picioruș scurt. După care voi continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț. Mă întorc, vedeți? Merg în felul acesta. Mă voi întoarce în acest picot. Aici, în vârf, și voi face piciorușul scurt. Vom lucra așa pentru cam până la jumătate. Deci, după ce am făcut piciorușul scurt, voi repeta cele 10 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedeți? Acum voi intra în partea a doua, în picotul din mijloc. Deci, în felul acesta, voi face piciorușul scurt și voi continua cu cele 10 ochiuri de lanț. Vom merge așa cum vă spuneam, le vom uni cam până la jumătate. Când vom ajunge la jumătate, vom introduce globul. Ia uitați-vă, doamnelor, am unit cam jumătate din lucrare. Voi trage un pic firul și acum voi introduce balonul în felul acesta. Voi lua și partea de desubt. De acum ne va fi mult mai ușor să le unim. Vom continua cu ochiurile de lanț, câte 10, și vom merge în același mod. Acum este un pic mai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, și ghidându-mă întotdeauna după, ia uitați-vă, voi intra din nou aici, în picotul din mijloc. Voi face piciorușul scurt și voi continua. În felul acesta vom închide totul de jur împrejur, singure, iar noi ne vom reîntâlni la final. După cum puteți vedea, suntem aproape la sfârșit. Am făcut cele 10 ochiuri de lanț, voi intra din nou în picotul din mijloc, deci picotul cu numărul 2, voi face piciorușul scurt. Am ținut să mă întorc aici pentru a vedea practic cum închidem, așa. Vom continua cu 10 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și vom închide cu picioruș scurt în primul picot de unde am plecat, pe unde am început toate, să unim cele două părți. Ok, voi intra din nou aici. Cu atenție, va fi nevoie de un pic de răbdare aici și voi extrage firul. Acum voi face un picioruș scurt, ar merge și fir alunecat, însă este important să aibă stabilitate. Un picioruș scurt, un ochi de lanț, voi scurta firul și vom închide această parte a
lucrării. Speranța mea este că fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă sunteți doamne începătoare, fiecare dintre dumneavoastră va reuși să lucreze aceste globulețe pentru brăduți, chiar dacă este de vreme, lucrările deja au început pe numeroase canale de YouTube și de aceea am spus haideți să lucrăm și noi. De noi nu prea se ocupă multe persoane pentru că suntem începătoare, dar uitați, încet, încet învățăm câte ceva. Învățăm câte ceva. Ok, după ce am dat siguranță firului, îl voi scurta și nu rămâne altceva decât să-l decorăm în modul în care dorim, să-i punem firul transparent sau firul dorit de dumneavoastră și să le atașăm apoi, la ora când va fi timpul potrivit, să le atașăm în brăduț. Acestea sunt globurile, aceasta este ceea ce am dorit să lucrăm astăzi. Eu sper să vă placă. Dacă vă place, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți dacă doriți, iar eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Vă doresc o zi minunată și la revedere, vă salută Tatiana!